Neamțului, prietenii noștri sunt aici, tradiții, atmosferă, vă cunoaștem, domnul Sebi, dumneavoastră ați fost aici cu ansamblu, la duelul ansamblurilor, mai țineți minte? Avem amintiri frumoase aici, bună ziua Măruță, bună ziua toată lumea, am fost la duel, am fost în fiecare an de Crăciun, ne-a schimbat de anul nou cu capre, cu uși, cu de toate. Întotdeauna avem așa prieteni cu care continuăm tradiția să ne întâlnim. Asta e toacă? Întocmai, da. E toacă? Cât de tare! Și știi să bați toaca? Desigur. Te rog, că eu aș face cu siguranță o greșeală. Foarte frumos. Este normal, se bate cu două bețe, dar toaca pentru două bețe era foarte mare și mai trebuia un microbus ca să iau și toaca după noi. Și asta ați adus-o pentru că o să aveți un moment special de Paște. Exact, am pregătit o priceasnă, așa cum de Crăciun este colinda, care e tradițional Crăciunului. De Paște apare în peisajul folcloric, în peisajul bisericesc, priceasna, care este colindă de Paști, cum spune în zona Ardealului, sau priceasnă, cum se spune în toată țara, în toată România. Perfect. Tinere, pe tine cum te cheamă? David. David, vreau să-ți dau o veste tristă. S-a terminat finala Cozonacul de Aur. Tu ai venit cu el acum? Da. Deci tu ai venit extra concurs? Da. A fost drumul greu de la Piatra Neamț, nu de alta, dar aveam Cozonacul. Mamă, cât de greu e! Ia uite-l aici. Cozonacul tradițional de la prietenii noștri din Codri Neamțului și ne-a adus pască, da, și ouă roșii, nu? Da. Foarte frumos. Păi poți să le pui acolo ca să nu... Să nu ți se rupă brațul. Iar aici îl avem pe... Mihai. Mihai ne-a adus pâine și sare. Da. Pâine și sare. Foarte Curac. Frumos. Ce, e de post? Da. E de post. Asta înseamnă că poți să rupă și eu o bucățică. Se pune așa, nu? Da. Cine a făcut-o? Ei. Ei? Domnul Sebastian a găsit-o la el acasă. Domnul Sebastian? Da. Domnul Sebastian, vă pricepeți, este senzațională. Trebuie să facem cunoștință cu toată echipa care a venit astăzi de la Codri Neamțului. Aici o avem pe... Evelina. Câți ani ai, Evelina? 14. Mulți înainte. Mulțumesc. Tu ai plecat de acasă cu acordul părinților, nu? Da. Perfect, Sebi te-a luat pe semnătură. 14 ani. Obligatoriu. 16 ani. 16 ani, mulți înainte. Mulțumesc. Mergem aici, fac pariu, 17 ani. Nu, 13. 13 ani? Da. Mulți înainte. Cum te cheamă? Tania. Tania? Ești foarte înaltă. Perfect. Tania, 13 ani, aici l-avem pe? Ștefan. Câți ani e, Ștefane? 17. Mulți înainte. Am intuit eu că ajunge și pe la 17 ani, Tania, de asta. Aici? Mă cheamă Andreea și am 16 ani. 16 ani, mulți înainte. Mulțumesc. Dar ce înalte sunteți fetelor, ce bine arătați. Superbe, bravo. David, tu câți ani ai? 16. Mulți înainte, David. Mulțumesc. Bravo. Stai să facem cunoștință și cu colega ta. Delia și am 15 ani. 15 ani. Mamă, Sebi, m-ai luat prin surprindere. Adică, practic, toți oamenii de la Codri Neamțului sunt sub 18 ani. Stai un pic să vedem, poate se schimbă lucrurile aici. Ștefania și am 19 ani. Ștefania, 19 ani. Ciucă, tu de ce ai căzut pe gânduri? Eram așa dezamăgit. Erai? Dezamăgit. Dar acum ți-a revenit zâmbetul, da, pe buze. Bravo, Ștefania. 19 ani, nu? Da. No, spune, dar fii sinceră cu mine. Vă enervează câteodată, Sebi? Nu. Ok, am înțeles din nou asta. Niciodată, Sebi, nu-i enervezi. Mai vrei să ne spui ceva, te rog? Vreau să spun că am venit astăzi în grup restrâns, pentru că, având în vedere condițiile actuale, toți colegii sunt acasă, acum la frământat, toți frământă. Noi suntem mult mai mulți, știi foarte bine că mereu veneam mai mulți înainte. Sperăm să fie mai bine de acum încolo, să venim cu toții la voi să vă încântăm și cu jocuri și cu tradiții, cu tot ce avem noi mai bun. Și să mulțumim în primul rând și celor de acasă, părinții care s-au gândit să ne sprijine pentru bucate. Avem și câțiva prieteni de la o băcănie din Piatra Neamț care îi salutăm. Deci astăzi am venit așa, pregătiți ca de Paști, cum se spune. Perfect, atunci pentru toți cei de acasă avem o priceasnă, corect? Întocmai, priceasna se numește Simone, spune-mi tu. Exact. Trebuie să iau turta, nu? Eu zic că da, că e de post și e foarte bună. Toată noaptea am frământat la ea. Perfect. Atunci haideți să o punem aici. Și vreau să vă întreb ceva. Copii, pentru că acum pot să vă zic copii, nu? Că voi chiar sunteți copii. Vă duceți la noaptea, în noaptea de înviere la biserică? Stai că nu știu unde mi-e microfonul. Am rămas fără microfon, iartă-mă, Sebi. Ștefania, mergi în noaptea de înviere? Da. În fiecare an? Da, e o tradiție anume la voi acolo? Da, în fiecare an se merge noaptea de înviere. Și faceți ceva special? Mergem la biserică,
Și după ce ne întoarcem, sărbătorim în familie. Deci mâncați cu familia, da, după ce se termină slujba de înviere. Foarte, da, frumos. Haideți să vedem. Copii, mergeți la împărtășit? Da. În fiecare an, nu? Da, în fiecare post. Foarte frumos. Ați ținut și post? Da. Toți ați ținut post? Da. Bravo, foarte frumos. E cineva care n-a ținut post? Sebi, tu? Am ținut post. Nu tot postul, acum n-a... Ca la spovedit, știi cum e, Măruță, mă spovedesc după aia. Perfect. Dar trebuia să ținem post, că uite, am uitat să-ți spun și e foarte important. E primul an care noi cântăm pe cesne, noi ca și ansamblu. Bineînțeles, astăzi aici toate fetele pe care le vezi sunt solistele ansamblului folcloric Codrii Neamțului. Și de Florii am fost la câteva biserici din zonă și am colindat în ghilimele pricesne de specifice acestui post, postului mare, și ne-am propus de anul acesta, în fiecare an de Paști, să mergem cu pricesne și la biserici și la poate chiar și oameni mai nevoiași care nu pot ajunge la biserică. Foarte frumos, eu mă bucur mult în același timp că aici în ansamblu Codrii Neamțului văd copii care cu siguranță, cum să zic, iubesc muzica tradițională, iubesc pricesnele și vor continua tradiția asta să meargă mai departe. Pot și când vezi că ei merg, da, cu tradiția asta mai departe, te gândești că o să fie așa, nu o să ne pierdem tradițiile și bucuriile pe care le avem. De când colaborăm, adică de când venim la voi și venim cu mare drag, acești copii care acum îi vezi cât noi, cred că mai înalți ca noi sunt de acum, da, erau acum câțiva ani jumătate. La început, la duelul ansamblu, toți erau mici. Cam așa. Da, ea e robun de la... Toți ați fost la duelul ansamblul ăla, la juniori? Aproximativ toți. O parte deci, nu a fost, dar... Stai o secundă. Păi acolo la Piatra Neamț, de unde sunteți voi, din Neamț, aerul, ce vă ajută să creșteți așa, înalți, frumoși, drepți? E apa foarte tare. Apa foarte tare, e bine, perfect. Mâine avem o ediție specială, Oameni Buni, așa că de la ora 3 vă așteptăm alături de noi. Eu zic că trebuie să urmăriți emisiunea de mâine, o să vă placă foarte mare, în Vinerea Mare. Iar acum vă lăsăm cu ansamblul Codrii Neamțului, așa că să aveți o seară frumoasă și spor la făcut ouă pentru, de la vopsit ouă, pentru că în Joia Mare se vopsesc ouăle și bineînțeles la cozonaj, la pască, la tot ce trebuie pentru masa de Paști. Ne vedem mâine în Vinerea Mare, Codrii Neamțului ne cântă Oameni Buni. Vă mulțumim mult de tot că ați venit. Și noi vă mulțumim. Sărbători frumoase să aveți. Așa să fie.